Măsura de a include și băieții în schema de vaccinare împotriva HPV are rolul de a reduce circulația acestui virus care provoacă diferite tipuri de cancere. În acest moment, vaccinul anti-HPV este gratuit pentru fetele cu vârsta între 11 și 18 ani și este administrat de medicii de familie. Specialiștii subliniază că începerea unei campanii de informare este crucială după ce programul de vaccinare inițiat acum 15 ani a fost un eșec și mii de doze au rămas atunci nefolosite. Beneficiul extraordinar de mare este a vaccina adolescenta 11, 14, maxim 18 ani. Nu înseamnă că după această vârstă nu e un beneficiu, dar maximum de beneficiu îl obținem acolo, când începem vaccinarea de vreme. E o logică foarte clară a vaccinării și după 18 ani, 25, 45, pentru că acest virus organismul se poate reinfecta chiar cu același tip de virus cu care a fost infectat înainte. HPV-ul acesta la bărbați s-a dovedit că este implicat și el în niște cancere ale bărbatului și ale femeii, adică poate să dea cancer anal și la bărbat și la femeie, poate să dea cancer de cap și gât și la bărbat și la femeie. Deci prevenția pentru băieți este în special pentru acest cancer anal și cancer de cap și gât, care de altfel trebuie știut că este pe primul loc în Statele Unite ca și cancer determinat de HPV. Ei nu mai au cancerul de col pe primul loc al cancerelor date de HPV, ci au cancerul de cap și gât, orofaringian. Per global, vaccinarea băieților ajută la reducerea transmiterii între femeie și bărbați sau între bărbați a acestui virus. S-a dovedit clar că mai degrabă rata de transmitere e de la femeie către bărbat decât de la bărbat către femeie și trebuie știut și acest lucru.